Salutare lume, eu sunt Magic Up ca întotdeauna și astăzi vin cu un nou episod din Minecraft Parkour. O mapă numită 40 de sărituri. Am fost provocat de vreo 5 oameni să fac chestia asta și chiar și mai mulți abonați care vor să fac mapa asta, așa că iată, vin și eu cu mapa asta. M-am uitat așa puțin pe la alți youtuberi să văd cât de grea e. Nu mi s-a părut grea deloc primele nivele, așa cât m-am uitat. Și ca să rămână și pentru mine ceva original din map, am zis să nu mă mai uit și să încerc eu să o completez. Deci primele 10 nivele mi s-au părut banale. Și haidem să vedem regulile acestei mape. Acestei mape. Cum se joacă, când începem, scopul nostru este să o completăm într-un timp cât mai scurt. De asemenea, blocurile au un efect diferit, de altă culoare. The stage, așa. Pe peretele din față și din spate va fi stage-ul. Uitați, vedeți, acolo sunt nivelele. Click here to check my other maps. O să dau click, normal, că vrem să vedem ce mape mai are tipul ăsta. Roșu ne omoară, portocaliu ne dă jump booster 10, galben curăță toate efectele, verde speed booster 5, albastru deschis checkpoint și black îmi dă blindness. Ok, regulile: 40 de jumpuri este menită să fie un challenge, un scurt parcurs, o mapă scurtă de parcurs. Ca să o păstrăm interesantă, să o facem interesantă, trebuie să trimit la alți youtuberi un challenge și o să mă gândesc eu când o să postez mapa asta. O să mă gândesc la cine să trimit mapa. Trebuie să-mi pun particulele pe minimal și nu știu exact unde sunt particulele. Bobbing ăsta. Use bubbles. Atâtea setări. Animații. Minimal. Gata. Și cred că acum putem să începem. Wow, dar ce grea e. Băi, ești nebun, e atât de grea. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Ok. Dar nu văd nicăieri scorul. Adică eu n-am niciun scor, dar cred că m-aș descurca destul de bine dacă ar fi să am scor. Oh, ok. Ce interesantă e mapa. Îmi place foarte tare. Mulțumesc celor care m-au provocat. Fucking shit. Ah! I am dead. Ok, asta e mindfucker-ul de tot. Gata. Mai întâi mă pun aici și după aia așa. Așa. Și așa. Până la stage 17 chiar n-a fost greu. Ok. Oh, cu scări aici. Ah, am dat cu cap în scări. Easy, easy. De ce sunt la stage 9? Ah, stage 19, da, am văzut. Oh, roșu mă omoară, da, corect. Oh my god, n-am văzut-o pe asta. Ok, this is mindfuck. LOL, am căzut pe roșu și nu m-a omorât. Oh, wow. Puteam să mor destul de ușor acolo. Așa. Ah, mamă. Ok, ok. Interesantă chestia. Shit, son.
Păcat că n-am aia de scor. Am văzut că e ceva legat și de scor. Holy shit! Mamă, cât de mindfuck e tot așa. Mamă, ok. Aoleo, și speed și jump boost. Asta nu e bine deloc. Nu, 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 nici măcar nu sprintez și... Holy shit. Ok. Haide mă, trebuia să mă grăbesc mai mult. Nu! Mamă! S-ar putea să trească să fac episoade la mapa asta. Deja sunt la stage 24 și devine prea greu și pentru mine. Oh my god, oh! Cum? Cum, frate? Cum s-a întâmplat una ca asta? Nu cred. Ok. 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 Deci pot să combin efectele, aparent. Unde trebuie să ajung acum? Trebuie să ajung acolo, deci sigur trebuie să le combin pe astea două. This is so fucking hard. Ok, mi-a ieșit. Acum sunt pe galben, deci nu mai am niciun efect. Trebuie să sar aici. Incredibilă mapa asta, incredibilă. Deja la stage 25 și mor în continuu. Ok, ok, ok. Mai întâi pe asta. Și acum... Oh! Ok, ok, ok. Am învățat acum cum se face și chestia aia. God damn it, god damn it! Oh, mother of god. Mamă, ce mindfuck e mapa asta. Ok, atunci să mă duc direct. Oh, holy shit. Cât de departe poți să sari cu speed or 5? What the fuck? Ok, stage-ul ăsta e chiar mai greu decât m-am așteptat eu să fie. Erect, vovo. Mother of God! Cum? Oh. Asta nu e bine deloc. Ok. Fucking shit! Ok. Din nou aici. Fucking shit. Nivelul ăsta e prea greu comparativ cu celelalte, mother of god. Ce s-a întâmplat cu efectele? Ok. Hop. Hop. Nu. Oh my god. Oh my god, din nou. Gata. Aia e. Shit. Piș. Fucking bitch. Doamne, maică, doamne. Ha!
Oh my god, stage 26. Nope. Care-i faza? Ratezi eu ceva? Mamă, ce easy a fost stage-ul ăsta. Mamă, frate. Pop 30. Da, nu, nu merge așa. Oleu, cum e cu Quake Pro. Dar nu cred că îmi trebuie neapărat speeder 5 ăsta. Mama. Ok, deci efectele ți se dau mai greu decât m-am așteptat eu. Am sărit prea repede. Fucking shit. Ok. Sunt curios cât ne va lua această minunăție de mapă. S-ar putea să trebuiască să fac episoade. Aoleo. Înțeles. Nu! Ah, ce aproape eram. De ce e roșu în jurul pressure plate-ului acela? Shit. Nu. Ok. Oh my god, bine mă. Fucking shit. Mamă, băi, ce mapă. Malefic cel care a făcut mapa asta. Să mă pun pe ăsta portocaliu ca să analizez situația. Fail. Ah, și stage-ul ăsta e chiar mai ușor decât altele. Ce ar trebui să fie ușor pentru mine, dar eu mă complic și nu știu ce se întâmplă cu mine. Doamne ajută. Hai. Ok. Oh my god, that was so... Mamă, am intrat pe galben și mi s-au curățat toate efectele. Haide. Ok, am înțeles acum. Nu e chiar așa ușor. Trebuie să aștept să se facă ambele efecte și s-a dus ăla de speed. Bine mă, doamne. Stage 30.
cred că aici vom pune pauză și o să încercăm să facem următoarele stage-uri. Sau hai să încercăm să-l facem pe 30 și o să punem pauză la primul episod. Cred că o să fac 2 episoade la mapa asta. Fail. Asta chiar pare nașpa, rău. Mamă, cât de aproape eram. Mamă, deci speed-ul ăsta îmi dă senzația că sunt pe Quake Pro de 100 de ori. Nu, nu, frate. Nu, nu cred că trebuia să bag sprint. De ce am băgat sprint? M-am împiedicat. Ok. Incredibil, incredibil. Are you fucking kidding me? Incredibil, nu mai pot să fac nici primul jump. Când te gândești că ăsta e abia episodul 1 așa și o să mai continui eu cu mapa. Nu, 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 de ce? De ce, de ce? Haide mă. Mamă, biș. Ești prost, am aterizat pe verde și tot am murit. Biș! Ce parcur! Fai de viața mea. În ritmul ăsta o să fiu terminat la nivelul 35 așa. Oh my god. Piș. Și că hai să fac level 30 în episodul ăsta, că na, ce se poate întâmpla, doar nu mă mai prelungesc o oră, nu. Haide. Mother of God. Nu credeam că o să-mi ia atât de mult un nivel. Aie, 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 aie. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem în episodul al doilea. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like pentru că mă motivează.